Ministrul Muncii Marius Budăia a declarat duminică că persoanele cu dizabilități nu vor mai trebui să se deplaseze la comisiile de specialitate pentru reevaluarea dosarelor, acestea putând fi transmise prin intermediul unei platforme digitale care va fi dată în funcțiune la în începutul anului viitor. Într-o conferință de presă Budăia a explicat că va fi creată o platformă online care va fi interconectată inclusiv cu organizațiile neguvernamentale ce se ocupă de persoanele cu dizabilități cu Ministerul Muncii, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Națională de Pensii și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Toate persoanele cu dizabilități din România vor avea o platformă online unde vor depune documentele. Nu vor mai fi obligate să se prezinte la comisii pentru a depune dosarele. Evaluarea se va face online. Vor fi invitați la comisie doar atunci când din documente nu este clar ceea ce e cu ei. Din ianuarie va fi, noi deja am preluat o parte din livrabilele de informatică, până la începutul decembrie suntem în probe, în decembrie trebuie să ne livreze finalul și practic din ianuarie vrem să intrăm pe această platformă și să închidem această chestiune privind portarea unor oameni necăjiți pe la comisii pentru că așa trebuie afirmat ministrul muncii. Pentru aceasta, susține ministrul Budăi, vor fi accesate fonduri prin PNRR. Ministrul Munci a precizat că o parte din persoanele cu dizabilități deja nu merg personal la comisii pentru reevaluarea dosarelor. În 2019, când am avut onoarea să fiu pentru prima oară ministru, am dat un ordin ca persoanele cu amputație dublă să nu vină la comisie pentru reevaluare, nu pentru încadrare. Pentru încadrare în grade handicap e prima prezentare, dar după aceea nu mai e nevoie să se prezinte la reevaluarea care trebuie făcută la interval de 2 ani. Pe bună dreptate, spunem noi în popor că doar nu-i crește un nou membru. Din păcate, în 2 ani nu s-a continuat acest demers. Acum, când m-am întors, prima măsură pe care am luat a fost să scriu ordinul prin care și persoanele cu o singură amputație să fie beneficiari. Și experiența COVID și-a spus cuvântul și am introdus și oxigenodependenții. Nu cred că e demn de noi ca stat să mai chemăm o persoană la comisie cu aparatul de oxigen după ea. În această idee facem această digitalizare. Tot ce va însemna reevaluarea, tot ce va însemna evaluarea chiar pentru încadrare, documentele se vor depune online. Această platformă va fi la dispoziția persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor pentru a putea colabora cu Ministerul Muncii și cu agenția, a precizat Ministrul Muncii. Integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii reprezintă un proces esențial pentru dezvoltarea profesională și perfecționarea abilităților și calificărilor acestei categorii sociale, dar și pentru garantarea egalității de șanse, sporirea incluziunii sociale și asigurarea unui trai decent pe termen lung.